DSVS Agorj a efectuat peste 110 controle și verificări tematice și fizice în unități supuse controlului sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor din județul Gorj, în domeniile alimentar și al sănătății și bunăstării animalelor, în 29 de localități. A fost verificat modul de asigurare a conformității cu cerințele prevăzute de legislația comunitară și națională în vigoare, în cadrul a 10 de controle, unele dintre acestea fiind efectuate în echipaje mixte, în contextul pandemiei COVID-19. În urma acestora, mai multe unități din localitățile Logrești, Polovrat și Telești au fost amendate pentru neregulile găsite de inspectori. Valoarea totală a sancțiunilor se ridică la aproximativ 12.000 de lei. 10.000 de lei a primit amendă o brutărie pentru fabricarea produselor alimentare în spații neînregistrate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor. O altă sancțiune în valoare de 1.200 de lei a fost aplicată de către inspectorii DSVSA, conducătorului unui mijloc auto care transporta produse alimentare întrucât a manipulat preparate din carne, mai exact mezeluri, cu încălcarea normelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor. Cu suma de 720 de lei a fost amendat proprietarul unui mijloc auto pentru transportul păsărilor cu un mijloc de transport neautorizat sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor. În cadrul controlelor desfășurate în perioada 17-23 mai, inspectorii DSVSA Gorj au prelevat și un număr de 33 de probe din produse alimentare și din apă tehnologică utilizată în procesul de fabricație. Inspectorii DSVSA Gorj au eliberat un număr de 14 extrase din registrul exploatațiilor în urma solicitărilor diversilor proprietari.